Școala gimnazială numărul 17 este singura școală din Galați care pune la dispoziție copiilor programul de îmbogățire instrumentală prin metoda Feuerstein, învățarea mediată și modificabilitatea cognitiv-structurală. Ce înseamnă îmbogățire instrumentală sau ce reprezintă metoda Feuerstein, vă explicăm în minutele următoare. Cine este Reuven Feuerstein? Este psiholog român de naționalitate israeliană și o personalitate marcantă în domeniul studiilor asupra dezvoltării cognitive. S-a născut în Botoșani, în data de 21 august 1921, a studiat la București, Geneva și Sorbona. S-a stabilit în Israel, Ierusalim, unde a trăit până la 29 aprilie 2014. Este fondatorul Institutului Feuerstein din Ierusalim și cel care a creat teoria învățării mediate, pe care a operaționalizat-o în programul de îmbogățire instrumentală. Profesorul Feuerstein a aprobat în Israel o metodă nouă de stimulare a minții și inimii, fapt apreciat astăzi în multe state ale lumii. Recuperarea mentală a devenit o profesie cu obiective, instrumente, termene și rezultate cuantificabile. Obiectivele metodii Feuerstein: dezvoltarea flexibilității cognitive a ființei umane, corectarea funcțiilor cognitive deficiente, achiziționarea de concepte de bază, etichete și operații, crearea motivației intrinseci prin formare de obiceiuri și prin exerciții atrăgătoare și motivante, crearea procesului de gândire reflectiv și introspectiv, crearea unei atitudini active de învățare. Îmbogățirea instrumentală este un sistem educațional de tip aplicativ derivat din teoria modificării cognitiv-structurale și învățarea mediată a lui Feuerstein. Programul cuprinde 14 instrumente. Fiecare din ele focalizează una sau două operații mentale principale, cum ar fi organizarea, comparația, orientarea spațială, analiza, gruparea, așezarea în serie, gândirea deductivă și prerechizitele cognitive sub fiecare. Aici este o vedere de ansamblu, organizarea punctelor, orientare spațială, comparație, categorizare, ilustrațiile, percepție analitică, relații de familie, relații temporale, instrucțiuni, orientarea în spațiu, progresii numerice, silogisme, relații tranzitive și imagini decupate. FIE este un ansamblu de instrumente independent de nivelul de școlarizare sau de cel cultural al persoanei. Instrumentele Feuerstein pot fi utilizate inclusiv cu persoane analfabete. Va fi nevoie însă de o înțelegere intensă din partea profesorului mediator, a ceea ce înseamnă ca el să-și ajusteze atitudinea educativă și să dezvolte o abordare orientată procesual. Nu este numai un ansamblu de instrumente pentru modificarea capacității de gândire a individului, reprezintă mai degrabă o abordare metodologică educațională, țintind asupra unei schimbări semnificative în calitatea și eficacitatea interacțiunii umane în tot ansamblul ei. Teoria lui Feuerstein despre modificarea cognitiv-structurală este inspirată din punctul de vedere optimist al acestuia în legătură cu adaptabilitatea oamenilor la mediu. El susține că limitele capacității de învățare nu sunt cunoscute înainte de dezvoltarea acestora și că toți oamenii sunt sisteme deschise ce pot fi modificate structural pe parcursul vieții. Această teorie poate fi asociată la modelul sociocultural al inteligenței. Feuerstein conceptualizează ideea conform căreia cultura este cea care le dă copiilor mijloacele psihologice necesare cu care ei să-și poată construi prerechizitele cognitive și procesele cognitive mai înalte necesare pentru adaptare. Deși accentuează destul de mult aspectele cognitive ale modificării, Feuerstein nu ignoră deloc aspectele afectiv-motivaționale și sociale. Feuerstein privește cogniția, drumul egal al modificării funcției individului. Datorită medierii și a achiziției experienței de învățare mediate, copiii dificili își schimbă de multe ori complet comportamentul. Programul este un set de instrumente sistematic care creează experiențe de învățare mediate. Al treilea element al denumirii de modificare cognitiv-structurală se referă la caracteristica structurală a schimbării pe care individul o poate experimenta cu ajutorul învățării directe sau mediate. Schimbarea structurală conturează structuri cognitive complexe ale rezolvării de probleme aplicabile în situații noi. Schimbarea la care țintește FIE este o schimbare a structurii cognitive, a celui care învață și ca întreg o schimbare care este ancorată prin alte scheme de învățare existente, o schimbare care reflectă efectele durabile pe termen lung, cu mult dincolo de perioada de intervenție și de contextele specifice în cadrul căreia este implementat. În funcție de feedback-ul pe care îl primește copilul din exterior, învățarea care are loc prin expunerea directă la stimul este în cea mai mare parte a timpului accidentală, neplanificată și depinde de circumstanțe.
Feuerstein dezvoltă formula interpunând un mediator uman între universul stimulilor, organismul și răspunsurile acestuia. Mediatorul intervine în relația dintre organismul care învață și stimul pentru a interpreta, orienta și conferi semnificație acestora. Cu ajutorul medierii, individul va dobândi elemente cognitive necesare învățării și experiență și va deveni flexibil. Trei criterii esențiale pentru o învățare mediată: medierea intenționalității și a reciprocității, explicitarea intențiilor și motivelor, selectarea și modificarea stimulilor pentru a ne asigura că ei vor fi preluați de cel care trebuie mediat, care se va angaja în experiența de învățare. Medierea sensului, adăuga un sens social și cultural cuvântului, evenimentului, obiectului și a explicita valoarea acestuia. Și medierea transcendenței, a transcende timpul și locul în care se desfășoară procesul învățării și a permite inferențe ce depășesc ceea ce apare aici și acum. Intenționalitatea și transcendența furnizează răspunsuri la următoarele întrebări: ce să cauți, unde să privești, cum să-ți organizezi propria activitate pentru a atinge obiectivul propus, în ce manieră să integrezi diferite elemente pentru a obține un tot organic. Semnificația furnizează răspunsuri la întrebarea: de ce să urmezi o anumită acțiune? Dezvoltarea competențelor cognitive fundamentale se face prin dezvoltarea deprinderilor de interacțiune socială, încurajarea formării unui stil autonom de învățare, încurajarea învățării participative prin interacțiune între membrii grupului, dezvoltarea stimei de sine și modificarea comportamentului. Medierea creează o nevoie implicită de a participa la comunicare, stimulează nevoia de angajament la nivel receptiv. Rolul limbajului este critic aici, deoarece aceste valori și atribute se transmit la nivele variate de intensitate și relevanță socio-emoțională. Programul de îmbogățire instrumentală cuprinde 14 instrumente. Fiecare dintre ele focalizează una sau două operații mentale principale, cum ar fi organizarea, comparația, orientarea spațială, analiza, categorizarea, așezarea în serie, gândirea deductivă și prerechizitele cognitive sub fiecare. Organizarea punctelor. Proiectarea unor relații virtuale pentru găsirea de modele specifice, figuri geometrice simple și complexe, prezentate într-un nor de puncte potrivit unor reguli precise. Orientarea în spațiu. Învățarea utilizării a unui sistem relativ și stabil de indicatori de organizare spațială și a unui cadru necesar raportării criteriilor spațiale de referință. Comparația. Învățarea utilizării unui sistem de criterii pentru comparația obiectelor, imaginilor, noțiunilor. Categorizarea. Învățarea categorizării obiectelor potrivit criteriilor alese pe baza caracteristicilor comune. Ilustrațiile. Analiza unor istorii ilustrate în care este descrisă o situație problemă. Analiza ilustrațiilor va duce la ordonarea temporală a imaginilor prezentate și alcătuirea ipotezelor despre soluții posibile. Percepția analitică. Analiza unor forme geometrice complexe prin găsirea unor relații dintre întreg și părțile sale sau prin raportarea părților între ele. Relațiile de familie. Învățarea strategiilor de gândire care au ca și conținut relațiile familiale nucleare și extinse. Relațiile temporale. Învățarea noțiunilor de timp și de viteză, precum și a strategiilor de gândire care privesc problemele de relații temporale. Instrucțiuni. Codificarea și decodificarea instrucțiunilor verbale în probleme cu diferite conținuturi. Al doilea tip de orientare în spațiu. Utilizarea unui sistem stabil de indicatori spațiali care descriu poziția și direcția, punctele cardinale și utilizarea lor. Progresii numerice. Prezicerea elementelor numerice pe baza stabilirii regulilor dintre elementele date prin comparația numerelor nerelaționate. Silogisme. Stimulează fundamentarea raționamentului silogistic, prin care se poate deduce o concluzie logică bazată pe două premise. Relații tranzitive. Stimulează formarea unei strategii de gândire pe baza capacității de a transpune anumite relații de la două elemente la alte elemente asemănătoare. Imagini decupate. Modelarea construirii unor imagini mentale complexe pe baza operațiilor cu imagini suprapuse. Programul de îmbogățire instrumentală. Plecăm de la ideea că intervenția de la o vârstă fragedă face posibilă o dezvoltare armonioasă a copilului. Cui se adresează? Copiilor tipici între 4 și 8 ani, dar și celor cu cerințe educaționale speciale.
Ce urmărește programul? Învață copilul să elaboreze și să aplice strategii de rezolvare, să definească și să opereze cu concepte, să identifice o problemă, să formuleze o soluție de rezolvare, să-și dezvolte limbajul, să înțeleagă și să identifice emoțiile, să reacționeze adecvat în situații noi de viață. În ce constau instrumentele? Sunt seturi de fișe de tip foaie, creion, care îl pun pe copil în situația de a face o analiză a situațiilor prezentate, de a sintetiza, generaliza, abstractiza, practic pun în funcție simultan toate operațiile gândirii. 10 instrumente, 10 caiete cu fișe de lucru. Organizarea punctelor, orientare spațială, învățarea prin 3 canale, de la unitate la grup. Compară și descoperă absurdul, identificarea emoțiilor, de la empatie la acțiune, învață să previi violența, învață să pui întrebări, recunoaște și identifică. Direcții de intervenție sau ce ne preocupă în acest moment. Reechilibrare emoțională, formarea abilităților de orientare spațială ca modalitatea de adaptare la o nouă realitate școlară și social câștigarea independenței. Dezvoltarea gândirii critice ca modalitate de a înțelege corect realitatea și de a face alegeri asumate. Prima direcție de acțiune, identificarea emoțiilor. Ce schimbări vom urmări? Identificarea și definirea emoției respective și argumentarea afirmației, reglarea comportamentului, gândește înainte să acționezi sau să reacționezi, nu există emoție pozitivă, bună sau negativă rea, emoțiile pot fi funcționale sau disfuncționale, formarea abilităților de socializare și creșterea calității vieții prin armonizarea relațiilor sociale. De la empatie la acțiune. Se analizează în amănunt situația problemă. Orice idee valoroasă conține o fărâmă de adevăr și e acceptată. Se observă pe rând posibilele rezolvări și se stabilesc codurile corespunzătoare. Ce schimbări vom urmări? Ce este empatia? Avem nevoie să fim empatici cu atât mai mult în această perioadă? De ce? Am avut sau avem nevoie de solidaritate în perioadă de criză? V-a ajutat cineva vreodată? Cum v-ați simțit? Empatia este capacitatea de a simți ce simte celălalt, fără însă a te identifica cu emoția lui. Scopul este de a rămâne rațional pentru a putea găsi cea mai bună soluție. Poate fi empatică doar o persoană care este în stare să identifice sentimentele ei și ale celorlalți. Empatia nu înseamnă milă. Reflectă și învață să previi violența. Scop, rezolvarea conflictelor. Discutarea situațiilor conflictuale asupra obiectelor, lipsă de sensibilitate socială, izolare socială, respingere socială, lipsă de elasticitate socială, agresivitate în mod direct sau nedreptate socială. Ce schimbări vom urmări? Reglarea impulsivității și a comportamentelor agresive. Reglarea comportamentului conform principiului gândește înainte să acționezi sau să reacționezi. Formarea abilităților de socializare prin adaptarea reacțiilor la diferit stimul. Detectarea diferitelor situații care provoacă ostilitate, agresiune, violență. A doua direcție de acțiune, orientare spațială. Sarcinile sunt organizate de la simplu la complex. Se fisează conceptele, formă, mărime, culoare, poziție, lateralitate, terminologia specifică orientării spațiale. Ce schimbări vom urmări? Consolidarea noțiunilor privind schema corporală și lateralitatea, formarea structurilor perceptiv-motrice de formă, mărime și culoare, utilizarea terminologiei specifice orientării spațiale, indicând locul stânga sus, la mijloc jos, lângă, la stânga de, în față, în spate, etc. A treia direcție de acțiune compară și descoperă absurditatea. Ce este absurditatea? Situațiile absurde sunt situații neobișnuite care provoacă surprindere și chiar amuzament. Ce schimbări vom urmări? Crearea procesului de comparare corectă folosind criterii adecvate. Dezvoltarea vocabularului în ceea ce privește categoriile, culori, forme geometrice, mărimi. Capacitatea de a se folosi de procesul de comparare în slujbă procesul de învățare. Dezvoltarea capacității de a face alegeri asumate. Învață să pui întrebări pentru înțelegerea textului. Formularea de întrebări și răspunsuri susține dezvoltarea gândirii critice, spiritului de observație și creativității. Ce schimbări vom urmări? Învață să pui întrebări, nu doar să răspunzi la ele. Fii creativ, învață să găsești alternative.
Medierea susține formarea de atitudini de școlaritate, dezvoltarea psihomotricității, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea socioemoțională. Însușirea instrumentelor cunoașterii, cititul, scrisul, înțelegerea conținuturilor, raționamentul matematic. Microschimbări produse de programul de îmbogățire BASIC. Creșterea curiozității, creșterea disponibilității de a ajuta și de a fi ajutați, diminuarea agresivității verbale și fizice, folosirea în mod spontan a unui vocabular precis și amplu, creșterea disponibilității de a-și asuma responsabilități, dezvoltarea și crearea unor strategii ingenioase pentru rezolvarea problemelor, disponibilitatea de a rezolva sarcini la un nivel de dificultate ridicat, creșterea perioadei de timp în ceea ce privește atenția și concentrarea, reducerea fricii în fața unui lucru nou și complex.